Faura mi se spune, cea mai mare urțitoare și la daruri cea mai tare. Eu ți-am adus fericirea ce stă unde ți-e privirea. D-o fi soare, d-o fi vânt, tu să ai zâmbetul sfânt. Să treci prin bătrânul an doar cu sănătatea-n dar. Iar eu sunt Flora, sora mijloacă, și-ți voi fi alături viața toată. Iar cu puterea mea stă în zâmbetul florilor, îți doresc copile munți de fericire. Zâmbetul și-a ta purtare să se întâlnească doar la cea mai rară floare. Vreme bună, mititică, dar la daruri înstăvită, ți-am adus în dar copile cele mai senine zile. Să mergi doar pe iarbă curăte, să asculti de păsărele, cerul tău să fie albastru, să nu vezi niciun zihastru. Și dacă vei vrea vreodată să ți se aducă lumea toată, voi veni la tine în zbor și voi fi de ajutor. Copilărie frumoasă vei avea, povești multe te vor inspira, iar de asta bunicii te vor ocupa. Tu pe ei să-i asculti, să-i ajuți și la greu să nu uiți, căci te vor răsfăța și cu siguranță ciocolată multă vei păpa. Ai dreptate, draga mea, dar și grădinița te înflorește, puțin mai mare când îi crește, basme, poezii, bastonașe, jocuri multe și hazlin, pe toate, Alexandru, tu să le știi. Școala te va face om educat, manierat, de profesori apreciat, iar pentru asta eu de cărți nu am uitat. Iubirea adevărată în literatură, matematică și fizică vei întâlni. Să rezolvi pi pătrat, fie noapte, fie zi. Pătrat și pi pătrat, tu de arde ai uitat un lucru așa important. O să strălucească pe Broadway, o să pășească Biribam și biribum, artiste fac de acum. Da, tu repede artist, că știi foarte bine că eu mi-aș dori să fie polițist. Da, amenziile să le semneze, circulația să fișeze. Nu prea vă place, râdeți de mine, aveți dreptate, da. Da, e bine, dar eu aș mai face o vrajă mare, prin și pom, și-l fac de tată judecător. Da, n-o să aibă niciodată buzunarul gol. Frate, eu zic ca Sherlock Holmes să fie detectiv de renume și chiar cred că într-o bună zi în SRI va domni. Nu e rău SRI surată, dar totuși multe vieți o să salveze cea mai mare meserie. Doctor o să fie, biribam și biribum, medic eu îl fac de acum. Da, medic, mi-a plăcut asta, draga mea, dar să știi tu că drumul în viață bunui va fi. Că-și priviți cu toții, cine îl va călăuzi? Mamă, o prietenă tu să-i fii alături zi de zi. Să-l ajut, să-l sfătuiești și să știi bine să-l crești. Iar tu, tati, să ai grijă, căci atunci când Alexandru va crește mare, va avea pe de grămadă ce o să stea chiar și la coadă. Să nu le iei tu! E surată, dar micuțul nostru și de naș va asculta că vreau să le spun câte ceva. Unde sunt nașii? Eu registrez, nu mai văd. Ca tine nașă va avea suflet curat, privire blândă, iar tu îi vei fi pe viață mama lui cea rusfață. Iar când el va crește mare, ca răsplată vrei primi o vorbă bună zi de zi. Iar ca tine, nașule, va fi un om generos, care a plecat de jos și a ajuns un om folos și la buzunar frumos. Ei, dar unde-s moșii care te-au prins de mânuță și te-au pus prima hăinuță? Ea este moașa cea aleasă dintre bunii buni culeasă, iar pentru asta zic așa ca moșica să fii isteț, descurcăreț și frumos, bineînțeles. Se vede asta, surată, mi-a plăcut, dar hai să-l facem om cu stare, să umble peste hotare, să se plimbe în stânga-ndreapta, dar nu pe banii lui tata, nu, să aibă casă la Miami, să conducă un Ferrari și un iahte la modă ca Băsescu, tu să ai flotă. Flotă? Dacă asta e bună, surată. Dar ascultați la mine aici, o să vă pun o întrebare de îndată. Cei mai prețios în lume, lucru ce poartă un singur nume și al inimii mă dulce, ce viață multă bucurie vă aduce. Atunci, și al inimii mă dulce, sunt sigur vorbești de... de iubire. Amimerită? Da, de iubire adevărată, sinceră, neexplicată.
scriberii nocși fluturi în stomac, ce-o venit în Alexandru, nu mai e o fată dragă. Bineînțeles, pentru că frumusețe vei avea corpul luminat, ochii mari, plini de căldură, buzele catifelate de la părinți moștenite toate. De sănătate nu am uitat, căci e cea mai mare avuție. Iar când să știi, Alexandru, dragul meu, dacă ai sănătate, în viață răzbești toate. Să rămână în viața ta doar sănătate, că noi ți-am ursit așa. În asta noapte și de vii sănătos, să-i reuși să rămână în viața ta un om iubit. Voi ce credeați, dragă? Voi ce credeați? Că eu dacă am îmbătrânit, n-aș mai fi bună de ursit? E, nu, e că de totul vorbește. Dragă, stai așa o leacă, că eu n-am venit la ursit nici de cum așa ceva. Nu. Eu am venit să mă mărit, da. Și ia uite pe cine am ochite. Vedeți că s-a de baba. Doamne, dar până una alta, eu parcă aș vrea să transform așa pe cineva. Mă uită stânga, dreapta. Mamă, băgajul mine ală. Îl ia pelucii. Ce faci tu aici? Adriana, sare Roxy. Vreau să zic, mă, voi ce bucățică am eu aici. Mamă, dar ce bine miroși pe cui iubii gogoși. Fii atent, măi, păpușoi, pe tine am să te transformă într-un într-un rățoi, mă, da, ia zi tu, mama, hai! Zi, fii bărbat, are bărba! O, bravo, bravo! Te ești bun de rățoi, ia cu șoai că ține bine de el. Parcă aș mai face o vrajă mică, mică, mititică, aș fi venit la tine, dar vânge copilul așa. Da, mă uit la tine, mă! Ce băgaș, mă, ce ia să-mi ai, zice, mă, ce băgaș, să servi aperitivul acum, mă. Da. Mă gogoșică, mă, Doamne! Pe tine, fii atent, am să te fac o... Frumos. Ceva frumos, da. O turturică, mă, mică, da. Ia să te văd eu cum face turturica. Nu cânta cu iarna turturica. Nu știi cum facea? Păi, mămică, că nici eu nu știam, dar te încercam. Mă, nu. Gata, domnule, gata. Acum că mă mai ești, ce faci? Ia-te la ce fac, să vă spun eu ce mi se întâmplă, domnule. Cât de rău eu am fost botezat, of, cât am așteptat. Dar unde este el? Tu știi să-ți spune. Ce faci, mă, te băgați în ceas, poate, vină mai față. Tu știi, dar chiar așa, a? Nașile ce? Comentește mai aici. Știi să-ți spune de lucrul meu, dar urma. Căsătorul. Nu e ciudat acolo cu ștai, că stai cu mine. Dar fii atent, pentru asta
trebuie să faci cabrasca. Monica, stai așa că-ți mai aduc eu pe domnul ca să nu fie omul cătășurii tine tale de bără. Îți dați pata pe domnul, da? Gogoașă! Nu, mă, hai, că te pierde, hai, bă-vă-vă. Hai, Monica, curaj, bărbat, adevărat, ia, așa, bă. Mata, nu râde că te iau și pe mata acum, mata, nu râde, ia, ia, lăsa, bă. Fiți atenți, doamne, deci, cam la ceasă se facă, trebuie să ne luăm de mânuțe. Nu te faci bine de stăre. Să-ți apăim de trei ori, să zicem, oacoa, da? Am să fiu cât pot eu de finuță cu coană, blondă, vină oală. Că eu sunt o fină, n-ai văzut așa ceva? Nu, nu! Cracanați-vă! Poți să mă oricum ele din ce te pere, ce credeai că fac? Hai, nu să ne pregătim la mijloc. Bun, ne pregătim, da? Pe cioci! Cam greu cu ciuciu, mai jos. Da, ce vă feriți atâta, ce credeți că vă fac? Numărăm până la trei, da? 1, 2, 3! Uap, uap, uap! Bravo! Fetele la mine! Tu ești primul! Mă, hai, vină cu asta! Hai, vină cu asta! Hai, cu hai, că la tine trebuie repede pe rejor, ca o injecție mică, dacă apla ca intră, ce poți și mă bani? Ce? Uno! Mă! Mă, dacă zburași tare, te zburai așa! Uite, ia, nu, uite, ia, ia, luați-i de aici, că-i pleacă, 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 pleacă! Măi, ghiu acelul, mă, ghiu acelul! Mă, mică mai curbată la tine, dau un baston, hai! Vezi, mamă, da, dar la tine cred că trebuie să-l cauți! E sigur că l-aș după tine! Uite așa de asta, ha? Hai, facem galerie la el, da? Ce? Păi, bravo, mă, mică, fii atent! Acum, e rândul tău, sărai! S-o crezi cu pe aia. Ce pusești o mâna, mă? Mă, figure, mă. Doamne, acum ia cu mumă, fata mea, tu ce faci, sora mea, aici, fata mea. Fata mea, sora mea, iubește-mă și pe mine, fata mea. Deci, dacă îmi pătre cel, poți să iubești, ia, uite, acum. Doamne, ca de la rău, la rău, deja am văzut unde e frumul meu. Ce faci, mai de la rău? Aaa, mi-a rău. Să mă șer, săracu, ia vină cu mâne, bă, să-ți urtesc că eu puteam. N-aș ce le scăpați, m-am vorbit ăsta, fii atent ce spune. La următorul, da. La următorul, masca. Mă, mică, ești pregăti de obții de arma? Da. Ai făcut arma ta? Nu. Ia să o faci, mă. Ia vină pe la mine să vezi cu ce am să-ți urtesc eu. Oh, gata, am găsit. Nevasta să fie frumoasă! Când e însurată, da? Dichisită! În lume să fie ieșită, mamă! Cinele de la terase! Buzunarul vor să-ți date! Cinele de la terase! Să-i cumperi ruj! Ia uite ce ursulete de la ea! Ia ține vorbim! Să-i cumperi ruj, parfum, papuci, până ai să faci clăbuci, mă, mică! Să-i și să-i ajungă noastră, să facă multă sare, nu ce vrășitarea! E diferent de branșa sa! Am plecat? Ei bine, da. M-am plecat și am scăpat. Ai acasă să moară? Pe atât am avut de spus. Alexandru să-și trăiască viața doar cu fruntea sus. Și-am încălecat coșa și v-am spus povestea așa. Cu ele. Eu vreau pe aia neagră să fac poză cu ele. Care fac treabă.